Am fost la vot, eu împreună cu soția și cu niște prieteni. Da, am fost la vot și am votat. Da, am fost, doamnă Ca. Majoritatea foștilor locuitori locuiesc în Dej. Duminica revin pe plaiurile natale și s-au prezentat la vot împreună cu cei din secție 22 pe listele suplimentare, de unde au reușit 30 de voturi pentru 21 de înscriși pe listele electorale. Ce să zic, cum să zic? Păi doamna aia, ce pot face? Nu pot moșteni să crească un copil, să facă ceva, să poate, nu se poate. Ori dau o femeie, ori doi bărbați. Păi aia, iertați-mă, cum să drăgostesc ea așa nici aia, hai mana? Nu mă râdeți, râde-mă. Nu, eu aș asta părere, asta e legal. Eu să rămân ce părere să am? Eu zic că a fost de bun augur, adică a fost o chestie bună. Păcat că nu toată lumea a fost conștientă să meargă să voteze. În rest, ce să vă spun? Aici zic eu că alegerile au decurs foarte bine. Da. Și în rest, ce să vă spun? Eu am o părere să nu și fost de fel, că nu ajută țara cu nimic. De ce? Ei, nici. Păi, dacă au ajuns acolo să puie, să voteze, să fie bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, să cheltuiască bani deja. Nu am părere bună. Pentru că nu se poate. Între doi bărbați și două femei. Trebuie bărbat cu femeie. Orice spitale, dar la oameni că jiți la coptii, la deste, dar nu prostie, să niște prostii din capul cuiva. Nu m-a interesat. Chestia e penibilă. De ce? Pentru că nu și avea rost. Familia e familie, de când e lumea. Nu supunea la vot căsătoriile între bărbați și femeie, deci inutil. Să rămână multă sănătate la toată lumea.